Dragii mei, am ales să merg pe drumul teatrului pentru că mi-am dorit să vă dăruiesc ce am eu mai frumos în suflet. Însă acest moment de cumpănă ne face să fim departe, dar totodată ne face să ne întoarcem un pic la noi, la Dumnezeu și să redescoperim iubirea. Numai prin iubire putem depăși cele mai grele momente. Așa că e important să stăm azi acasă pentru a avea grijă de ceilalți. Astfel încât mâine să ne putem revedea cu o bucurie mult mai mare și cu recunoștința că suntem împreună. Vă mulțumesc și vă aștept în continuare cu toată dragostea la teatru.